Bine v-am regăsit! În această nouă ediție Rețeaua de Idoli, invitatul principal e, nu știu cum să vă spun ca să mă înțelegeți foarte bine, e Albastru. E Albastru la care ne referim când ne gândim cu cel mai mare drag la România, când ne gândim la nordul țării, când ne gândim la una dintre cele mai frumoase biserici pe care le avem și le onorăm, unde aducem întotdeauna un musafir. Știți cum e, când vin musafirii, scoți pe masă ce e mai bun. Noi când primim un turist, îl aducem întâi la Voroneț și abia apoi în altă parte. Mă refer la noi cei născuți în nordul țării. Suntem la Voroneț și invitata principală a acestei ediții este Maica Stareță Gabriela Platon. Suntem în fața judecății de apoi de la Mănăstirea Voroneț. Am ajuns și aici. Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru că ne-ați primit. Și eu spun bine ați venit la Voroneț. Mănăstire reprezentativă pentru cultura neamului nostru românesc, o carte de vizită, așa cum ați spus, și din punct de vedere istoric, și din punct de vedere cultural, și din punct de vedere spiritual. Zic bine că oamenii și-aduc prietenii musafirii mai întâi la Voroneț când vor să se laude cu România lor? Da, așa este și sunt unii care spun nu avem timp să facem turul tuturor mănăstirilor, dar dacă se poate să ne duceți până la Voroneț. De ce acest albastru a depășit orice granițe? De ce a devenit marcă înregistrată culoarea aceasta din această mică mănăstire din nordul țării? Am întrebat acum doctorul în pictura mănăstirii, că v-ați dat un doctorat în asta. Am parcurs și eu lucrările de specialitate ale marelor chimiști care au studiat. Cred că ați citit cam tot ce se putea. M-am străduit, da. Nu știu dacă este chiar tot. În orice caz, trebuie să spunem dintr-un început că această culoare albastră n-a fost preparată întâi la Voroneț. Voroneț este abia a cincea mănăstire la care se prepară și se folosește. Este adevărat că Voronețul mai este și ultima biserică la care o generație de pictori va fi lucrat consecutiv. Se presupune că a lucrat consecutiv Probota, Humor, Moldovița, Arbore și Voroneț. Deci era deja șlefuiți, funcționau în 17 ani. A durat 17 ani între împreună. Început, Probota și Voroneț 1547. Se ajunsese la desăvârșire. De cele mai multe ori există N momente în care cerul de la Voroneț, indiferent de sezon, este fascinant, cu nuanțe diferite, bineînțeles, așa că și culoarea de pe perete se vede în nuanțe diferite. Unii pot să spună, să vină într-un moment în oraș, să zică nu-i mare lucru din albastru de Voroneț, alții pot să vină pe timp de iarnă, când este plin de zăpadă și să zică așa ceva n-am văzut în viața mea. Deci depinde de lumina de afară. Se știe că este preparat dintr-o rocă ce conține cupru, este o piatră semiprețioasă, lazurit. După unii cercetători, această pulbere obținută din rocă se importa și era destul de scumpă, dar să știți că eu când studiam la a doua facultate am găsit o lucrare de licență a unui mai pasionat așa de românism, care demonstra că în subsolul românesc atât de bogat și râvnit, cu bogății râvnite încă din antichitate, s-a putut găsi și în minele românești acest filon de rocă albastră. Dovadă este că roca aceasta lazurit se găsește și în Muzeul de Geologie de la București. Mănăstirea Voroneț a fost înălțată pe locul unde se afla o biserică de lemn. Ctitoria lui Ștefan cel Mare, construită în 1488, în doar 3 luni și 3 săptămâni. Supranumită și Capela Sixtina Estului, impresionează prin picturile exterioare și albastrul lor special, cunoscută deja în istoria artei drept albastru de Voroneț. Mănăstirea se găsește printre cele 23 desființate după anexarea părții de nord a Moldovei Imperiului Austriac. Abia după 206 ani, în 1991, s-a hotărât reînființarea ei ca mănăstire de călugărițe. Printre ele, Maica Gabriela, cea care acum conduce obștea mănăstirii, 10 maici într-o lume de rugăciune. Să știți că eu am o foarte serioasă problemă cu acest concept de a reține de la Voroneț albastrul de Voroneț. Dar ce e pe albastru de Voroneț? Mai vede cineva? Ce s-a dorit a se transmite folosind cuvinte pe care le folosești pentru a descrie, pentru a citi
ceea ce este reprezentat pe albastru de Voroneț, aia unde intră, aia unde rămâne. Pentru că, cu siguranță, pictorii au avut un plan, de aceasta au ales niște teme ca dovadă, că tema judecata de apoi, în fața căreia noi suntem, icoana judecății de apoi, care acoperă întreg peretele de vest al bisericii, vedeți că în această temă nu iese în evidență albastru de Voroneț. Sunt alte zone, este fațada de sud unde iese în evidență culoarea albastră. Dovadă că pictorii au încercat să transmită, să mute atenția spre altceva. Cred că de bun simț putem să ne oprim aici cu albastrul de Voroneț. Să știți că este marca înregistrată pe care o deținem noi. Noi am înregistrat. Deci a fost nevoie să vă protejați cumva. Da, pentru că a venit odată un grup de specialiști în vopseluri de mașini și am fost întrebată dacă e marca înregistrată. Eu am mințit și am spus da. Iar a doua zi eram în tren spre București pentru a înregistra la OSIM noi, că altfel ne trezeam că albastru de Voroneț putea să fie și o marcă de cu vopsea de mașini. Și ar fi fost grav? Ar fi fost incorrect. Trebuie să protejăm, să nu ducem în derizoriu, la un moment dat, valorile acelui loc, nu? Acelui concept. Și de aceasta rămânem, dacă e albastru de Voroneț, apoi și Voroneț este o bisericuță reprezentativă pentru istoria neamului nostru, să rămânem totuși în acest cadru. Are cel mai bun gardian Voronețul acum în dumneavoastră? Gardianul suntem toate obștea care da, suntem exact. Prezent la Voroneț. Nici nu mă refer la o persoană acum. Da. Sunteți aici din 1991. De la reînființare. În primul rând a fost, în viziunea Maicuței Noastre Sareț, a fost să punem în valoare bisericuța. Asta a însemnat că noi nu aveam chilii pentru fiecare dintre noi, dar ne-am apucat de restaurat biserica. Urgența numărul unu a fost schimbarea acoperișului. Acoperișul, vedeți, din păcate aceste locașuri, pentru că sunt unice, uneori sunt și loc de experimente care pot să aibă consecințe nefaste. De aceasta trebuie foarte multă prudență. De exemplu, specialiștii ai Direcției Monumentelor Istorice au propus ca șarpanta, acoperișul, să fie lărgit la bază pentru a proteja pictura exterioară și pentru o mai lungă viață, pentru un acoperiș de lemn ține maxim 50 de ani, l-au schimbat cu tablă. Și există foarte multe vederi și amintiri și publicații cu acoperișul cu tablă. Gest nociv, pentru că... Asta s-a întâmplat în anii când biserica a fost închisă. Ce cred că puțină lume știe, eu personal am aflat acum, e că ea s-a ridicat în 3 luni. 3 luni și 3 săptămâni. A început construcția ei? În 26 mai, luni, după pogorârea Duhului Sfânt. Așa a fost în 1488. Deci era ziua Sfintei Treimi și s-a sfințit biserica în 14 septembrie a acelui an. Poate că oamenii vor fi auzit, Măria sa mai face o biserică, de altfel i-a fost cerută aceasta de Sfântul Daniel Sihastru în timpul bătăliei de la Războieni. Este bine cunoscută și legendă pornit pe baza cronicii lui Neculce. Să mergi pe urmele turcilor că îi vei birui și după victoria pe care o vei avea, să vii să faci aici mănăstire durabilă în timp. Deci biserica, de fapt, a fost cerută Măriei sale. Este mare. Da. Dar probabil că oamenii din satele mai izolate față de cele de acum, auzind că Măria sa mai face o biserică, vor fi zis, da, eu vreau și eu să fiu părtaș la biserica asta, vreau și eu să fiu ctitor. Când zice preotul, pe ctitorii, miluitorii și binefăcătorii sfânt lăcașului acestuia să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Noi mai știm numele lor, dar Dumnezeu le știe. Fiecare gest pentru adus pentru o biserică, pentru un locaș sfânt, Dumnezeu îl știe. În și așa, probabil, oamenii s-au mobilizat și au ajutat. La fel și fresca s-a făcut foarte repede. 350 de ani a fost mănăstire de călugări și apoi a fost închisă de austrieci la 1775. Și a rămas închisă mai bine de 200 de fapt, de ani. De fapt, a noastră la 1785, la 10 ani după instalarea austriecilor ca stăpânitori în această zonă. Știți, s-au bătut marile imperii, turc și rus. Austria, pentru implicarea în negocierile de pace, a fost și ea răsplătită cu un bonus, adică i s-a dat o parte din teritoriul din nordul țării noastre, din nordul Moldovei, Țara de Sus. Cred că și pe vremea aceea îi spunea Țara de Sus, cred că și pe vremea aceea era percepută ca o perlă a Moldovei, zona, efectiv zona aceasta care acum se numește Bucovina. A stat închisă mai bine de 200 de ani? 206 ani.
În 1991, prefericitul Părinte Patriar Daniel era mitropolit la Iași și a făcut un raport către Sfântul Sinod prin care făcea o propunere de reînființare de mai multe mănăstiri. Am văzut după aceea acel document și pentru mănăstirile Humor și Voroneț a propus reînființarea lor ca mănăstire de călugărițe. S-a discutat cine va, cui să dăm să reînvieze Voronețul și în momentul în care cineva dintre ei a propus, da, Maica Irina de la Moldovița, a, da, ea e vorba înaltului nostru Pimen, ea este Maica avea să fie numită apoi providențială pentru mănăstirea Voroneț. A fost o perioadă extraordinară. Să știți că sunt diferite trăirile unui viețuitor care intră într-o mănăstire deja existentă sau care este parte din prima generație care înființează o mănăstire sau o reînființează, cum a fost în cazul nostru. Cea mai mică încăpere de mănăstire în care am fost vreodată și în care e loc pentru amândouă și cred că, de fapt, e loc pentru mult mai mulți la nevoie. Ea se numește Camera de Spovedici. Mă gândeam la expresia dumneavoastră, e loc pentru mult mai mulți, adică pentru duhurile care sunt în noi. E o luptă între îngerul păzitor și diavolul care nu te-ar lăsa să-l părăști și să scoți din tine toate gândurile sau toate gesturile care te-au răcit puțin de Dumnezeu și atunci, da, mi se pare că din perspectiva aceasta sunt mai mulți. Dar este camera de spovedici și în același timp este camera unde în timpul slujbelor de iarnă stau de obicei copiii în timpul Sfintei Liturghii. Are pictat pe acest perete, episod cu episod, filmul venirii dumneavoastră la mănăstire, că a fost ca un fel de film. Da, prima imagine este măicuța noastră stareță la Moldovița, Stavrofora Irina I, stareța mănăstirii Voroneț. În imaginea a doua suntem noi primele trei măicuțe care am venit de la Moldovița și ne-am întâlnit aici cu părintele Paramon. Mănăstirea în cei 200 de ani cât a fost închis a funcționat ca biserică pentru comunitatea da, de aici. Aproape neîntrerupt. Exact. Și după 206 ani, cu data de 1 aprilie 1991, fiind desemnată măicuța noastră stareță de la Moldovița să preia destinele Voronețului, noi am venit întâi trei, după care încă patru. Noi suntem în mănânc de 7 venite de la Moldovița pentru a reînvia Voronețul. Le spuneți vreodată povestea asta copiilor care stau aici în timpul slujbelor? Da, uneori da. Și au și această poveste frumoasă care le rămâne în sufletelul lor și mai au acolo pe Mântuitorul copil. Vedeți că este o candelă și îmi doresc foarte mult ca ei să crească cu amintirea că stăteau la mănăstire într-o cameruță mică și că Mântuitorul era copil ca și ei. Drumul dumneavoastră de unde v-ați născut, tot de lângă o mănăstire, de la Văratec, mai spre neamț, până aici, cred că v-a desfăcut și v-a refăcut din mii de bucățele de câteva ori. Unde, când, în ce formă a apărut seducția supremă a mănăstirii? Adică e clar că fiecare dintre cei care aleg viața monahală au conștiința momentului în care au știut că nu mai pot altfel. A îngăduit Dumnezeu, mărturisesc acum, chiar să reneg un interval din viața mea de elev, să prefer să aleg să varianta care ni se spunea atunci foarte facil că nu există Dumnezeu, era totuși perioada comunistă, și a îngăduit Dumnezeu aceasta, dar a venit apoi un moment în care eu, care eram învățată să fredonez melodii pe care le știam de la radio, că noi atunci aveam radio la țară, nu? A venit un moment în care am zis, de ce nu știu eu ceva din biserică? Ar trebui să știu ceva din biserică pentru că altceva nu mă mulțumește. Aia a fost clipa lui Dumnezeu. Apoi am auzit tatăl nostru, compus de Ciprian Porumbescu, cânta de o măicuță din Văratec, era pe o casetă și am zis, eu trebuie să fac tot posibilul ca această măicuță să mă învețe și pe mine. Pe drumul muzicii m-a ușor, ușor, cu pași mici, Dumnezeu m-a întors. Și am învățat acel tatăl nostru care îmi umplea sufletul toată ziua. Nu vă ascund că măicuța aceea, nu știu de ce, a avut și o replică, da, vină la mănăstire și te învăț mai mult decât un tatăl nostru, și eu am fost extrem de revoltată pentru această propunere, după starea sufletului meu la acel moment. Însă apoi, mergând pentru a mai învăța și altceva,
Și invitându-mă maica să cânt între ele, între măicuțele de la cor, am descoperit o armonie în biserică și o frumusețe căreia eu îi refuzam accesul în sufletul meu, am constatat într-o bună zi, și a fost o zi în care am spus: de azi înainte nu o să mai spun că nu există Dumnezeu, ci o să încerc să-L cunosc. Și Dumnezeu, cu pași mici, m-a făcut să mi se deschidă ochii spre această lume. Momentul în care începeați să fiți conștientă de faptul că veți ajunge la această decizie, că veți simți dorința asta mai puternic decât orice, de fapt, trădați pe cineva. Vă trădați familia și, cred că mai cu seamă, mama, tatăl dumneavoastră n-au primit foarte ușor decizia, nu li s-a părut la îndemână. Nu știam cum o să le întorc spatele și să plec, deși aveați chemarea de gând mea să cereți era, voie? Am cerut, nu să cer voie, i-am informat că vreau să plec la mănăstire. Diferență mare! Da, și au fost foarte revoltați, mai ales mama mea. Însă, avea totuși, planuri cu dumneavoastră? Foarte ce mari. Formarea mea a fost în mâna ei încă de mică, cum că eu trebuie să învăț foarte bine ca să ajung cineva în lumea aceasta. Niciodată nu va rămâne Dumnezeu dator unor alegeri pe care le facem spre bine. Ca de exemplu alegerea mea, pentru că, să fiu sinceră, eu am fugit până la urmă, am fugit la mănăstire pe data de 8 septembrie 1982, pentru că am simțit că nu reușesc să-i conving și nu are rost să mai stau să-i conving, că pierd teren și pierd timp. Și sincer, foarte sincer vă spun, am avut și momente în care mă gândeam că ar putea fi posibil ca după 4 ani de studenție, eventual, să nu mai reușesc să rămân fidelă acestei alegeri de a mă duce la mănăstire. Și atunci a fost o singură, eu atât am făcut, am dăruit lui Dumnezeu, acea clipă în care am spus: lasă că mă duc eu la mănăstire și dacă Dumnezeu va rândui să fac și vreo facultate, o va rândui El, dacă nu, nu-i nicio problemă. Eu am fost învățată de măicuțe că să fiu ascultătoare și să fac ce mi se spune și să nu râvnesc mărire niciodată. Spune că cea mai potrivită chemare, că adevărata chemare e aceea care te duce în direcția din care poți să lași ceva în urmă. Interesant. Oare cum e? Știți că ce-mi vine în minte acum? Da, dar vedeți că aceasta este cumva prima poruncă a lui Dumnezeu dată omului: creșteți și vă înmulțiți. Și părinții lasă ceva în urmă, lasă copiii lor. Pe când noi nu facem aceasta. Ce lăsați în urmă? Nu știu ce las în urmă. Pentru alții, nu știu dacă am făcut destul. Am încercat să fac unele gesturi. Eu rămân cu bucuria de a vedea că este minunat să te lași purta de Dumnezeu pe drumul acestei vieți și că orice ai plănui tu singur, cu mintea ta, cu inteligența ta, este mult depășit dacă lași loc să te mai conducă și Dumnezeu. Da. Percepția celorlalți despre oamenii care îmbracă rasa monahală, fie că e vorba de maici sau de călugări, este că vă desprindeți de toate bucuriile lumești pe care noi le avem. Știu despre dumneavoastră că vă place să conduceți mașina. Îmi place tehnica în general și calculator și stații de amplificare. Că nu sunteți într-o chilie de sticlă din care observați așa, spectator, ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Dar nici Dumnezeu nu vrea aceasta. Cu toate că menirea vieții monahale, că de aceasta și umblăm în negru, pentru că negrul simbolizează moarte și că, la modul ideatic, intrarea în viața monahală este să mori pentru această lume, pentru unele bucurii ale acestei lumi, pentru a putea să te concentrezi mai mult pe aspirația spre lumea cealaltă, spre împărăția lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, este plin mesajul evanghelic: cinstește pe Domnul Dumnezeul tău și din toată inima ta și din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci nu, mântuirea nu poți să ți-o faci singur. Avem nevoie de interacțiune cu ceilalți și uneori comportamentul sau cu ce poți să influențezi pe celălalt în bine, acela poate să-ți aducă ție răsplată în bine. Ați păstrat pasiunea, bucuria de a asculta muzică și muzică laică.
muzică. Da. Marea muzică, da, opera. Da, opera. În egală măsură, mi-aduc aminte că stăteam la Tezaur Folcloric, ne așezam cu măicuța noastră stareță și cu maica Elena, urmăream, ne făceam timp de ora aceea de Tezaur Folcloric să admirăm tezaurele noastre vii și de asemenea mugurii de tezauri, tineretul care și o facem și acum, nu numai pentru acea emisiune. Pare că maicile sunt. Ne bucurăm de tot ce este autentic românesc. Într-o lume la care noi nu avem acces, că au această comunicare absolută cu iertarea și cu divinitatea, că sunt la un nivel de înțelegere a spiritualității pe care muritorii nu-l pot avea. Da, noi suntem și mai muritori. Știți că este o glumă, eu o spun acum. Spuneți-o. A întrebat un sfânt, a întrebat pe diavolul, probabil Macare sau Antonie, sunt călugăriniat? Nu! Cum să fie călugăriniat? Cum? Nu sunt călugări și maici niad? Nu! Nu sunt din aceea cu haine negre, cu mâneci largi. A, da, e plin, dar aceia nu sunt călugări sau călugărițe. Maica, aveți niște ochi mai frumoși decât orice floare care e îngrijit aici în seara. Sărumâna, mulțumesc. Tot timpul ați avut atât de limpede de albastru ăsta? Concurați cu mănăstirea. Nu știu, să spună alții, că eu nu știu cum sunt. Arătați-ne puțin comorile de aici. Toate la sunt ce frumoase, însă pasiunea mea sunt cactușii. Sunt aici, pe două rânduri sus. Sunt pasiunea mea, deci încerc să fac colecții mai... Știu că și măicuțele de ziua mea și așa oferă cactușii. Ceea ce nu am, adică se uită maica Tefana care are acces și știe și ce avem și ce da, nu avem. Da. Și maica Tefana, făcând cumpărăturile, știe ce nu avem și atunci mai completăm. Și îi îngrijiți așa în mod special, îi țineți... Îi chinuim, cactușii vor chinuiți. Vor chinuiți? Da, mult, adică să fie foarte însetați, chinuiți așa, mai ales când... Deci ei sunt în post mereu. În post de apă, când îngrășământele mai punem noi așa câte un pic. Spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră mănăstirea? Nu ni se pare miraculoasă? Poate eu trăind aici uit de frumusețea și de valoarea locului, dar vin oameni și spune, am rămas fără respirație, wow, sau ceva, știți? Și atunci mă trezesc și eu cumva așa, din, știți, la adevărata valoare care o are locul. N-ați obosit să spuneți povestea acestei mănăstiri? Nu. Aceasta este imaginea datorită căreia de altfel am ajuns și să fac doctoratul, pentru că este genealogia Mântuitorului Iisus Hristos și faptul că, de o parte și de cealaltă, a tuturor profeților Vechiului Testament care i-au ținut pe evrei în starea de așteptare a lui Mesia, au fost reprezentați înțelepții ai Antichității, această linie verticală și cea din dreapta, unde sunt Aristotel, părintele filozofiei, Platon, Pitagora, Socrate, Plutarh, Homer, aceștia care sunt într-o interpretare specială, sunt considerați precursorii creștinismului în spațiu neevreiesc. Mitropolitul, ca întotdeauna, a pus măsură. A zis, da, oamenii aceștia au un rol pentru umanitate, pentru intelectualitate, dar nu le-a dat cuvântul. Nimic din ce au scris ei, din ce au compus ei, nu este reprezentat pe aceste bisericuțe, ci la fiecare este câte o profeție despre nașterea Mântuitorului din Fecioară. Deci, mitropolitul a zis, le recunoaștem meritul, dar nu le dăm cuvântul. Singurul cuvânt care are loc pe aceste biserici este cuvântul care este cu inițială, adică cuvântul Hristos. Astfel de gândire care invita la luminarea minții, oamenii aceștia au avut-o și faptul că mitropolitul zice trebuie să fim deschiși și să-i reprezentăm pentru rolul lor pe care l-au avut în evoluția luminării minții pentru ca mințile neevreilor să fie ca un teren,
teren fertil în care sămânța Hristos să prindă roadă, ca dovadă că neamuri păgâne, ca și noi, au devenit creștine. Cât de credincioși sunt cei care vin aici? Vin ca să-și caute comunicarea pe care o găsești în fața unei icoane cu tine, cu binele suprem, sau vin pentru artă, sau vin pentru tehnică? Ne-am intersectat aici cu lume de toate felurile, de toate culturile. Fiecare a rămas cu ceva, pe măsura formării sale intelectuale. Apropo de cei care ajung aici, care nu sunt toți pelerini, unii sunt pur și simplu turiști, da, sau oameni care aveau pe o listă de obiective și Mănăstirea Voroneț. Mi-a spus că majoritatea maicilor au învățat limbi străine, da, pentru că atunci când cineva vine să cumpere o lumânare și se adresează maicii care vinde lumânările, să primească un răspuns. Multe dintre noi vorbim mai multe limbi, engleză, germană, franceză. Mai ales aici, la aceste mănăstiri care sunt monumente UNESCO, e important ca fiecare să poată să dea răspunsuri. În primul rând, trebuia să știm foarte bine teologie. Pentru că de multe ori eu, de exemplu, explicam, sau maicile explicam la un grup care începea cu 2, 3, 12, 15 și terminam cu 50-100 și după aia trebuia să iau o pauză de suflu ca să pot să mă remontez și dacă intram până în biserică, eu găseam 2, 3 care stăteau de vorbă cu măicuța de la lumânări. Deci asta i-am spus măicuții stare, toate maicile noastre trebuie să știe foarte bine teologie ca să poată să răspundă la întrebări. Au un simț al umorului foarte sofisticat. Cred că e una din primele uluiri pe care le-am avut în conversațiile noastre anterioare, că râdeți mult și că râdeți așa, rostogoliți, hohote. E vorba de bucuria trăirii și bucuria locului în care sunt. Nu sunteți posacă, nu sunteți necăjită. Nu, sunt un om fericit. Sigur că sunt și momente în care mai oftez, au fost destule, mai lăcrimez, așa, dar, per general, eu sunt un om fericit în locul în care m-a adus Dumnezeu, în lumea în care m-a adus Dumnezeu și am zis de multe ori că pe crucea mea trebuie să scrie bucurie. Am aflat azi ceva de care mărturisesc că n-am fost conștientă și habar n-am avut că se poate, că maicile au concediu. Ce faceți când plecați în concediu? Unde plecați? Este extrem de benefic să se facă o pauză. Mi-aduc aminte că în mănăstiri din străinătate am întâlnit, nu ortodoxe, am întâlnit câte... că un viețuitor are, de exemplu, o zi în care pur și simplu nu trebuie să se comporte ca un viețuitor de mănăstire. Ne-am intersectat cu un părinte care era preot, de fapt, dar era în blugi, era în cămașă, era într-o atitudine. Zice, nu, ziua aceasta nu trebuie să facă absolut nimic. Noi avem un exemplu cu un stareț îmbunătățit, care era cunoscut, că faimos, că este un om duhovnicesc, dar care a fost văzut de un vânător că se juca puțin cu ucenicii, era o atmosferă mai degajată așa și s-a smintit, iar părintele a simțit cu duhul pentru că era îmbunătățit, i-a auzit gândurile acelui vânător și l-a chemat, pentru că nu vrea să-l lase în starea aceea, l-a chemat și l-a întrebat cu ce te ocupi. Păi eu sunt vânător, cu ce vânezi? Cu arcul. Păi ia pune, te rog, săgeata în arc. Și trage, nu pot să trag mai mult că se rupe arcul. Păi vezi, așa e și în viața noastră. Este foarte multă asceză, este foarte multă concentrare și trebuie să creiem și momente în care mai slăbim puțin arcul. Vă întreb, precum vânătorul, cât de departe ați fost să vedeți un spectacol de la Angele Gheorgheu? E în Covent Garden, dar Geneva cred că e cel mai departe. Ce sunt pâinile astea pe care numai la biserică le vedem? Da, sunt pregătite pentru Sfânta Liturghie și prescura pentru anafără, care se taie bucățele mici și apoi se, în momentul anume Sfânta Liturghie se sfințe și după aceea se împart credincioșilor. La momentul frământării aluatului se spune rugăciune, numește-mă Dumnezeule, în timp când se coc se spune Doamne, au rugăciunea mea și că Doamne ajută înainte. Se binecuvântează aluatul cu Sfânta Cruce ca să poată crește. Se pregătește fiecare în parte și apoi se pun pecețile. Ce reprezintă pecețile? Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Iisus Hristos, Nica. Și cea cu Maica Domnului.
Deci ele sunt pregătite pentru a fi puse la copt. Urmează. Așa, și aici sunt deja în cuptor pentru coace. Când se vine la o mănăstire în nordul României, în Bucovina, toată lumea știe că cea mai mare bucurie ar fi să invite și la masă, la un praznic maicile sau călugării. Toate maicile din mănăstire ajung să facă de serviciu la bucătărie? Da, la noi așa este. Odată la câtă vreme se ajunge la bucătărie? La noi cam o dată la lună. Și la Paște se mănâncă pește în mănăstire? Se servește pește? În monahii, da, cel mai mult peștele este, mai ales că și Mântuitorul a spus să poți pește pe cărbune. Sunteți unul din ghizii mănăstirii Voroneț. Stau și mă gândesc când vine lumea și se neacă cu albastrul ăsta, că toată lumea vine să caute celebrul albastru de Voroneț. Când așteaptă și povestea, cu ce începeți? Pomenesc de Sfântul Daniel Sihastru, chiar lângă ușă. Și că este și mormântul în biserică și au fost fiecare moaște în trecut în biserică. După aceea intru în tură. Ce vă întreabă oamenii? În primul rând trebuie să spunem mereu același lucru. Cine este ctitorul Voronețului? Măria sa, Ștefan cel Mare și Sfânt, care aici oferă Mântuitorul Hristos, prin intermediul Sfântului Gheorghe, hramul bisericii, patronul bisericii, și oferă bisericuța sa. Vedeți, este fără pridvor și fără pictură exterioară, care au fost adăugate pe vremea lui Petru Rareș. Am observat că e o reacție de emoție când spun de cea de-a treia soție, Maria Voichița, pentru că adaug, când te duci la Putna și vrei să săruți marmora de pe mormântul voivodului sfânt, trebuie să pui genunchiul pe un mormânt. Să calci pe un mormânt, dar nu calci, ci pui genunchiul. Păi este exact mormântul celei de-a treia soții ale sale, Maria Voichița. Ceea ce e important este să ne bucurăm de această pictură, care sute de ani a fost acoperită de fum și de praf, iată, și care prin lucrările de restaurare ne-a fost scoasă la lumină. Ceea ce vedem este pictura originală de peste 500 de ani. Profesorul Oldura, care este responsabilul de curățirea freșcelor interioare de la Voroneț și de restaurarea picturii exterioare, spunea: noi a trebuit să ne schimbăm discursul după aceste restaurări, pentru că tot timpul am predat studenților cum că pictura bizantină este o pictură închisă și trebuie totul în culori cernite, și de fapt noi nu știam că este atât de luminoasă pictura de peste atâtea sute de ani. Biserica se încălzește? Are un sistem de încălzire? A, nu, categoric nu, pentru că cu atât mai mult cu cât are pictură exterioară, iarna, când au fost geruri mari, s-a întâmplat să fie acoperită dimineața pictura exterioară de un stat de brumă, de gheață, când ne uitam și ne rugam: Doamne, sper să ne dai înapoi pictura. Deci nu ne putem permite ca la aceste monumente să ne creăm pentru noi niște condiții, ca să zicem că vrem să stăm să ne rugăm aici, și pentru iarnă avem altă biserică de lemn unde este încălzire. Măicuța noastră stareță ne zicea: voi trebuie să ieșiți în lume, să întâlniți altfel de persoane, altfel de culturi, ca să vi se lumineze mintea, pentru că dacă eu vă spun, nu mă credeți, trebuie să vă convingeți singure din felul cum se trăiește și în alte părți. Chiar am văzut cum e să fii ortodox în alte țări, unde nu sunt majoritare ortodoxe și nu e deloc ușor, și e foarte diferit față de ce ți închipui de acasă, cum este impactul acolo. Vedeți lumea schimbată în apropierea Paștelui? Cu adevărat schimbată? Da, 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 categoric, da. Oamenii vin cu o stare de a fi buni. E ca aluatul de la prescuri, e pregătit deja. Rămâne un pic la, da, cum stă acolo în primul cuptor, în care se ridică puțin, se încălzește, crește. Da, se vede strădania fiecăruia și uneori, știți cum, noi suntem, pentru că vara suntem în Biserica Monument, vin persoane care în primă fază te uiți la ei și crezi că nici nu știu să fac o cruce. Și observ că rămân pironiți la ușă și nu trec mai departe. Poți să te gândești: uite, nici nu știu să se închine. Și de fapt, înainte,
înainte de a se întoarce, observ că fac o crucită, așa zic, Doamne, uite, vezi, omul ăsta are pe Dumnezeu, dar n-a îndrăznit din discreție, ca să nu deranjeze, să nu tulbure atmosfera care a simțit-o că este acolo și el de fapt are pe Dumnezeu. Deci românii sunt foarte frumoși. Mă bucură mult faptul că nu amendați, chiar dacă ne exprimați, faptul că lumea nu intră neapărat la fel într-o biserică. Că nu se aliniază toți cu același ritual de a se duce la icoanele mari și de a-și spune rugăciunea în față. Și că înțelege și pe cei care preferă să rămână în spate, care nu știu că, nu știu, femeile stau deoparte, bărbații deoparte. Îi admir mai mult pe aceea. Serios, îi admir mult mai mult pe cei care... E clar, în momentul în care a pășit, deci numai faptul că a vrut, nu s-a dus în altă parte, s-a dus, a venit la poarta aceasta și a vrut să intre aici. Înseamnă că omul acela caută ceva și poate nici nu vrea să fie văzut că îl caută pe acel ceva. Dar e clar ce caută. De aceasta a ales să vin aici. Maică, vă întreb aici că se potrivește cel mai bine, când suntem în postul Paștelui. Mulți credincioși și mai puțin credincioși se îndreaptă către spovedanie. De fapt, noi nu ne spovedim preotului propriu-zis. Noi atunci îi spunem, în actul spovedaniei, îi spunem lui Dumnezeu că tocmai am, făcând un pic de proces de conștiință, așa, tocmai am realizat că parcă ne-am cam răcit de El. Și ne identificăm și ce acte ne-au făcut să ne răcim, să ne îndepărtăm puțin de El. Noi îl iubim pe Dumnezeu, Dumnezeu știe că are loc în inima noastră. Dar noi simțim că nu suntem bine în starea în care suntem. Și atunci, în acest act, care este de fapt una din cele șapte sfinte taine pe care se bazează trăirea creștină și biserica creștină, care este taina Sfintei Spovedanii, noi atunci îi strigăm lui Dumnezeu, îi spunem, eu am făcut asta și asta și asta, pentru că acestea știu că m-au răcit de Tine, Doamne, și îmi pare rău. Am venit să-Ți spun că îmi pare rău. Dar între noi și Dumnezeu este un om care primește prin hăruirea într-un preot și apoi într-un duhovnic aceste haruri, iar le are chiar mai presus decât orice înger. De aceasta se spune, dacă te întâlnești cu un înger și cu un preot, saluți întâi preotul, pentru că el liturghisește și de asemenea, iată, te și ajută în taina spovedanii. Deci între noi este acest martor care ascultă atent și noi trebuie să avem credința că El va fi inspirat, că nu ne vorbește Dumnezeu direct. Atunci acest martor, așa zis martor, părintele duhovnic zice, în primul rând te ierți și te desleg și nu de la sine, ci în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și atunci prin taina lui Dumnezeu, în acel moment se ștergă acele acte pe care le, păcate, cum se spune, pe care le regretăm. Și mai este încă un mic moment, acel moment în care e posibil să auzim și un sfat de la Părintele. Noi credem că ceea ce zice preotul în acel moment este de fapt ceea ce Dumnezeu ne vorbește prin gura preotului. Putem să o luăm de la capăt? De fiecare dată? E o șansă? Asta este extraordinar, că întotdeauna în orice clipă și din orice stare și din orice cădere și din orice răcire, în creștinism ai șansa să o iei de la capăt și ai șansa să pui început bun. Ești invitat mereu să pui început bun. Știu oameni care nu vin la spovedit de frică, de rușine, de spaima că păcatele lor o să fie știute. Din timiditate unii. Da. Îmi fac și mea culpa de multe ori și îmi zic, nu cumva noi, slujitorii bisericii, n-am fost destul de expliciți și să arătăm că Dumnezeu e mult mai aproape de om decât ni se pare câteodată. Parcă L-am trimis pe Dumnezeu în ceruri și uităm că El este foarte aproape de noi, la îndemâna noastră, doar mici gesturi prin care să-i arătăm că suntem conștienți că El este chiar lângă noi, tot timpul lângă noi și mult mai cald și mai plin de iubire decât orice spaimă, decât orice greșeală pe care am fi făcut-o noi. Care
fapturile, oamenii, spiritele, personalitățile la care sunteți atentă. Pentru că noi asta facem, colectăm oameni care nouă ne sunt dragi, dumneavoastră personal și, nu știu, cele nouă maici cu care formați obștea Mănăstirii Voroneț, vă încărcați și de la oameni sau doar de sus? Noi nu avem preferințe. Am învățat să luăm pe fiecare așa cum vine și să ne încărcăm și de atitudinea unui copil. De exemplu, fiindul meu, care acum are 19 ani și a fost de două ori la NASA, când eram mic și eu trebuia să explic cu potopul, cu noie, cu așa, m-a terminat când mi-a zis, mocuța, să-mi fi zis mie cineva moacă, nu știu greu cum primeam, da. Dar când mi-a zis copilul, mocuța, dar pestii n-au mulit, că ei au tăit în apă, că ei, chiar dacă a fost potopul, zic, ia uite frate, copilul a realizat și avea 4 ani, știți? Deci, și apoi am învățat de la părinți cum te comporți cu copilul, că nu trebuie să stai așa în picioare și să-l strivești cu persoana ta. Deci, ce mi-a venit în minte acum, m-am bucurat când un copilaș a venit și mi-a întins o floare. Păi eu m-am lăsat în jos ca să fiu la nivelul lui să primesc floricica pe care mi-a dat-o, dar am simțit cum persoane au văzut că eu știu cum să mă comport, cum să mă așez față de copil. Deci, ne bucurăm și de copii, ne bucurăm și de tinerii adolescenți care vin, ei vin să caute ceva și trebuie să le ceva, să le faci să rămână cu Voronețul. Ne bucurăm de pelerini care ne dau atâta putere din credința lor, din lacrima lor, și îi rugăm la sfârșit să se roage și pentru noi, că noi simțim că noi nu suntem suficiente cu rugăciunea care o facem noi, că baza, tăria noastră stă în talpa țării, oamenii aceia care duc și gospodărie, care duc și câmp, care și produc și hrană. Ne bucurăm și de intelectuali că vin și înțeleg ce înseamnă, ce bogăție este Voronețul pentru cultura noastră românească, cu care suntem atât de onorabil în marea cultură universală integrați. Vreau să vă întreb dacă, așa, în rasa asta monahală pe care ați îmbrăcat-o, cu câtă vreme în urmă? 40 de ani spre 41. V-ați simțit vreodată singură în fața lui Dumnezeu? Nu. Dar au fost niște momente la începuturi în care atunci era formarea mea, era călirea mea, în care mi-era greu. Însă, știți, în afară de faptul că mă rugam, plângeam, călcam niște rufe și ziceam, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu era vorba de singură, simțeam că nu sunt singură, că sunt cu Dumnezeu. Dar, știți, ne întoarcem la părinți. Aproape că parcă a fost cercul nostru în această discuție, deși nu a fost intenționat. Tatăl meu, când m-au găsit, după ce am fugit eu, dar ei m-au găsit în mănăstire, mi-a zis, acum hotărăști, nu vreau să mergi cu noi acasă, nu merg acasă. Gândește-te bine, a zis tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, ne ascultă din cer acum. Nici să nu crezi că peste un timp ai să vii acasă, că nu mai scoatem capul în sat. Că destul că vorbește lumea că ai plecat la mănăstire. Faptul că după un timp te întorci înseamnă că ai făcut ceva rău la mănăstire și de asta te întorci. Credeți-mă că în acele momente când mie mi-era greu, a venit ca suport să-mi iau tărie, putere să rezist și acea amintire, acea replică a tatălui meu, că nu mă mai puteam să... Nu că nu mă primea, mă primea, dacă nu puteam să le fac această jignire socială, să mă fi întors. Orice sfat venit din gura unui binevoitor, poate să fie părinte, poate să fie tutore, poate să fie prieten, poate să fie șef, poate să fie cel care simți că îți vrea binele, într-un moment conjunctural poate să-ți dea un pic de putere în clipa aceea să faci, să reziști. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o curte plină de Paște și niște oameni la fel de luminoși ca dumneavoastră cu care să cântați împreună Hristos a înviat. O, Doamne, păi, lumina Sfintei Învieri este cea care ne luminează pe toți. Toți de la înviere, toți plecăm transfigurați.
Și mai ales vă dați seama ce șansă avem noi, ce grație divină este acum, timpul acesta în care este posibil, folosind tehnica, în toată țara asta să ajungă, eu sunt convinsă că e sfântă lumină și cea aprinsă de preotul dintr-un cătun de la lumânarea de pe candela de pe Sfânta Masă și aia e sfântă lumină. Dar acum avem șansa că chiar ni se împărtășește și acel foc care vine din cer la Ierusalim în fiecare an. Este un timp care o lucrare a lui Dumnezeu pentru vremurile care sunt și care e posibil să mai vină, să înțelegem că El este cu noi. E o rugăciune foarte frumoasă. Și cel care a postit și cel care n-a postit și cel care vine în ceasul al 12-a, veniți la masa Tatălui meu, pentru că e masa bucuriei. Paștile este bucurie, prilej de bucurie pentru absolut toată lumea, indiferent de cât de mici suntem și de slabi și eu printre cei mai slabi. Invitată la rețeaua de idoli, Maica Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț. Cum îi se mai spune Mănăstirii Voroneț? Capela Sixtina Orientului Ortodox. Aici am fost. Vă mulțumesc!